De sărbători, persoanele nevoiașe din Târgu Jiu vor beneficia de o masă la cantina socială. Aceștia vor avea parte de un meniu special de Paște. Reprezentanții Direcției pentru Protecție Socială au declarat că în acest an vor pregăti aproximativ 120 de porții de mâncare. Majoritatea persoanelor care iau masa zilnic la cantina socială sunt persoane cu venituri reduse, pensionari sau cei care nu au un loc de muncă. Cantina de ajutor social este un adevărat sprijin pentru persoanele fără adăpost, pensionari, dar și pentru cei cu venituri reduse sau cei abandonați de familie. Masa zilnică pe care municipalitatea o oferă este în valoare de 12 lei. Având în vedere că sărbătorile pascale se apropie, reprezentanții DPPS Târgu Jiu au anunțat un meniu special pentru această perioadă. Pentru sărbătorile pascale, noi ne-am gândit și am stabilit un meniu în care să includem atât hrană rece cât și mâncare, știu eu, tradițională, mergând de la sarmale cu carne de porc, la cartofi la tavă cu friptură, drob, prăjituri, ouă roșii, am aici o întreagă listă. Beneficiarii care mănâncă zilnic la cantina de ajutor social vor avea un meniu special de Paști. Aceștia vor avea o masă îmbelșugată cu ouă roșii, sarmale, friptură de miel, dar și nelipsitul cozonac.